Sănătate. Sănătate, frate. Suntem aici cu unul dintre cei mai buni rapperi francezi, Macanaș. Comment t'appelles tu, Jogain Fromage? Omelette, omelette. Tournoi Eiffel, da. Champs-Élysées, Fermat. Champs-Élysées. Wow. Bun, acum că ne-am scos jocurile de cuvinte din noi, ce se întâmplă, Macanache? Ce se mai întâmplă? De când nu ne-am mai văzut, câte albume ai scos? Pe mine mă omoară cât de mult poți să produci, fă cuvântul meu de onoare. Nu știu. Te trezești într-o dimineață, iei telefonul. Ai, uite, a scos Macana chiar. Eu, uite-mă. A scos săptămâna trecută. Mă, cum dracu, mă? Da, ultimul nici n-am mai făcut nimic cu el, doar l-am pus pe net, băga pula în el. Da. Păi ce era să fac? Că... Dar tu, mie se pare că tu așa te trezești și dai cum se dă la, cum se dă la găini, dai tu la oameni. Dar care este your la oameni? Da, la oameni. Hai la rapperi. Da. Da. Bun, care este your, hai să o luăm așa, ziua hai ta, adică să pula mea, că... ești workaholic, care este your da, work sunt ethic? Sunt, adică... chiar am scris o chestie foarte interesantă și mi-am dat seama că pot să par deștept dacă așa citesc și după aia scriu. Și scrie acolo că eu sunt predestinat să fiu șmecher. Oh, zău? Numai de numele meu. Asta e zodia? Ești în zodia șmecherului? Sunt, da, și de la Constantin și de la Bogdan. Oh, zău și cu... Care Constantin e hotărât constant, okay, album după album. Bogdan, bă, care Bog înseamnă Dumnezeu și Dan. Dan? Da. De la Dănuț? De la, de la karate. Dănuț, așa. Nu, Dan e dar, cadou. Okay. Adică trebuie să le dau și cadou. Ce zodie ești? Gemeni. Vezi? Se face vreo altă, există vreo altă reacție la ce zodie ești, să se spună altă reacție în afară de Nu, dacă era leu. Fecioară! Dacă era leu, era perfect. Leu. N-am mai văzut de astea. Bă, pe cuvântul meu de oraia, dacă știu ceva despre zodii, știu doar că într adevăr niciodată când ai zis că sunt scorpion, nu m-a întâmplat ceva cu bucurie. Nu, deci da, 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 scorpion nu. Tu ce zodie ești, scorpion? La... Ah. Dar leu, leu e foarte bine, taur e foarte bine. Păi sunt, leu îl bagă și în filme, da, ai văzut tu pula mea, regele junglei, scorpion? Da, da. Bă, sau Spider-Man gemeni? The Scorpion King. Scorpion King. Ah, deci stai așa, să o luăm așa. Care King este your daily habit? Adică cum lucrezi tu? De ce produci deci, așa? Deci, înainte să mă culc, trebuie să adorm cu o idee. Mereu adorm, mă gândesc ce să fac, ba, mai scriu ceva pe telefon. A, deci faci pentru a doua zi cu un gen... Sau când o fi, să am acolo. Că atunci okay vin, când stau așa cu ochii închiși și vin rimele și se așează ideile toate. Ok. După aia a doua zi mă trezesc la cafea, dau play la două beat-uri, fac copiez două, trei sau nu fac nimic, sau scriu ceva. Acasă? Sau pe la mea. Da. Așa. După aia plec, dacă ajung pe la un studio, mai stau un pic, mai ascult, mai fac un pic, după aia ajung acasă sau ce fac și iară, bam, mai fac un pic. Cât, eu cât nu mi-am notat faci... nimic în telefon de două luni. Cât stai, de exemplu, ok, ai o melodie, îți vin versurile, da, bam, 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 bam. Ideea trebuie. Ideea, bun, ai beat-ul, ideea, ai ideea, melodie, beat-ul, așa mai departe. Cât stai efectiv, cât rescrii din păi melodia? Depinde. Dar ție de unde îți vin ideile de material? Nu, mă, nu, sunt curios, adică pentru că... E nu prea stau, că... dimineața mi se pare mai bine. Da? Da, că e la cafea și începe ziua și trebuie să termin repede și e și presiune. Adică cât ține o cafea, cam trebuie să fie gata piesa. Și nu ți se pare că e prea brep, adică nu stai da, pe ea mai idei, mult? Sunt niște idei, sunt niște pula mea. Și deci tu, cu atât ce ai scris o melodie, aia e, nu o cam re mai... Cam așa vreau, zău? Da, da, nu prea stau să le revin peste ele. De mai ce? Pe ultimele albume, uite, albumul ăsta de... vreau să-l scot anul ăsta, am scris piesele și după aia am reintrat în ele să mai schimb o dumă care nu-mi plăcea. De obicei îmi băgam pula nea de dumă și o lăsam așa de căcat sau înțeles proastă sau slabă, așa, tocmai ca să creadă oamenii ia că poate să facă și ei asta, știi? Că după aia dacă e prea perfect, de ce tu ai cumpărat acțiuni la un open mic? Sau păi, dar nu e, nu e principiu, tocmai aia apreciază ceea ce nu pot și ei plus să că, fac, adică trebuie nu știu, să... Mă gândesc că multe hituri nu sunt perfecte. Da, asta e clar. Toate hiturile, niciunul nu e perfect. Nici da, cele mai nu multe exact hituri, cum ar fi vârf. Cele mai multe hituri. Da. Toate care bubuie, niciunul nu e perfect. Da. Și ABBA și cine vrei tu, Bee Gees, Michael Jackson, da, toți. Grupul sigur ABBA, e Michael, ah, acolo la Chuanchi ăla și fie cum așa. Dar nu e adevărat, la Michael, la Michael era perfecționist. Chiar cred, da. Mar, Michael da era, sigur ar mai fi modificat el ceva. Da, da că era perfecționist, dar nu pentru da că era... Știi ce aș vrea să văd? Să văd așa, pe Facebook, Michael Jackson, cum postează el.
hey, new song, the link in comments. Cred că sunt, eu aș putea să pun niște oameni. Eu sunt că Michael Jackson acum, iartă-mi puțin, dacă zic asta, Michael Jackson acum, dacă trăia, sunt convins că făcea live-uri cu filtre de-alea, cu urechiușe și cu rebuțe și jur, exact așa. Nu pot să cred că rezista să nu-și pună un filtru de la. Deci că își punea, nu? Sau ceva anime sau nu știu. Avea urechiuși de pisicuți, sigur, sigur făcea. Și sigur asta. Avea filtru pe Instagram cine, cu fața aia cine de thriller. N-ar fi, cine n-ar fi avut Instagram da. Din ăștia, din old school? Cine n-ar fi? Cred că, bă, nu cred că își făcea... Clar, Marlon Brando nu-și făcea, nu, sigur n-avea. El oricum era foarte... Nici Frank Sinatra. Nici, exact, nici Frank Sinatra. Nu, e adevărat, Frank Sinatra ar fi avut un Instagram enorm, dar nu cred că se ocupa el de el. Cred că ar fi avut un om la Instagram, dar ar fi avut un cont cu 500 da, de milioane da, de urmări. Da, da, clar avea, avea. Frank fost... Sinatra avea. Da, bă, era, e, da, na. Da. Balzac nu cred că și-ar fi făcut. Dar cred că avea un blog undeva unde scria o grămadă. Da, Eminescu n-ar fi avut Instagram. Da, el clar. Ce? N-ar fi avut Instagram. Sărac, n-avea telefon. Sigur, nu avea Instagram. Era avea... postac de ăla de... Avea Facebook, dar avea n-avea Facebook, Instagram. Dar n-avea Instagram. Da. Pentru că îi se părea da, superficial, da, da, îi se da, părea superficial, că spate da, da. Domnițele acolo și nu... se arată gleznă mult. Da, sigur, sigur avea Facebook și posta acolo. Era sigur. A, nu, era clar. Da, Eminescu ar fost keyboard warrior. Da, da, da. Mamă, și iată puțin. Știa, știa și să scrie, zice, să te îngropa. Da, da, da. Mamă, da. Ți-o dădea Eminescu. Te... Dai seama, când postai Eminescu era zi națională. Dacă da, postam da. Fiecare zi, era tot anul național. Că până la urmă el era editorialist, adică el a scris foarte multe editoriale care sunt, de fapt, efectiv, niște blocuri, da, niște... Da, da. La ziar, da. Da. Dar nu și-ar făcut selfie-uri. Deci Eminescu nu și-ar făcut niciodată selfie. N-ar fi crezut în selfie Eminescu. Dar Creangă, da, Creangă era pe agățat. Sigur că ar fi fost toată ziua cu ce face fetele. Sigur era lângă Eminescu. Eu te mă cu ăsta, am mai scris o poezie împreună. Băi, a avut Șorea o glumă foarte bună. Cristi Șorea. Nu, eu n-am ascultat. Dar taicăsul lui Abi a fost arestat pentru proxenetism și ghicit. Și zicea, da, nu el. În fine, nu contează. Și gluma era... Că practic și ghicit ăla, că ghici cine să fute în seara asta. Aia era ghicitul, ghici cine să fute pe bani în seara asta. Da. Bun, dar gata, el, el a fost pentru ghicitorii. Alte două fete au fost. Da, mă, știu, dar era titlul, asta era titlul. Da, o, exista infracțiune de instigare la ghicitorie. Instigare la ghicitorie. Pe de altă parte, ia Bobi ăștia, fă ceva cu ei. Dar de ce ai arestat? Adică, de ce ai arestat pe cineva că ghicește? Pentru că e trecut la înșelăciune. Why? Pentru că e ilegal. S-au prins ei că nu merge. Că nu funcționează. E înșelăciune. Cred că dacă își face un SRL frumos și pula mea ție bilet și de-astea... Și ce-ți faci? Să t-ai făcut dar, o consultanță? Dar Neti și-a bani de la, ProTV? Da, dar Neti nu ia bani de la oameni, știi, nu ia o chestie, nu ia o chestie personală. E așa, gen, zici. Fata knowledge. Cum da. A făcut profesorul ăla de făcea lecții pe YouTube ca să învețe copiii online, să învețe matematică sau ceva. Așa. Și s-a dus și numai și la bătuță, a dat amendă sau l-a băgat la pușcărie. Zău? Care da, că gen învăța pe gratis. Ia stai, bă, ce faci? Investu pe ăștia. A venit mafia meditațiilor. Da. Ia stai, bă, ce mafia faci? Mafia meditațiilor. Da, a venit canal frumos de făcea YouTube, fiecare lecție, fiecare da, știi că sunt mai multe de alea. Eu nu știu, dar am auzit și am văzut alții. Sunt vreo mai multe exerciții și da. El le-a făcut pe toate. Cum ar fi, mă, să se supere și prostituatele pe târfe? Că ce? Că a, se că prea mult gratis, gratis, da, știi? Să fă gratis, da. Fă, da, mai oprește-te un pic. Mai lasă-i pe azi, mai dai și bani. Ești nesătulă, știi? Bă, da. Ia-l pe unul pe acte, ține-l acolo nefutut să vină la mine. Nu-i fute da. Nu, ele nu-l simți un pic de concurență nelui aia. Dar tu aveai gluma, foarte bună gluma aia de altfel. Exact așa aveai, concurență Eu cred că o să ajung în punctul în care o să-mi reinventez. Păi ar trebui, era foarte bună aia, da. Păi da, dar nu e pusă, cred că e pusă. Nu știu, nu știu. Concurența trebuie neloială. Făcută oricum, trebuie chiar dacă făcut. E pusă. Bă, concurență neloială în orice. Care ar fi concurența neloială la rapper, mă? Ia. Ce-mi pare cum stârnești tu căcat. Ia. Să vedem. Nu știu. Pe cine nu suporți, mă, Canache? Pe cine nu suport din poeții? Hip-hop. Sau ăia care se droghează. Poeții drogați?
Nu, păi drogații. De ce? De ce? Păi se droghează. Și? Păi, ce? Păi și pula mea treșezi. Păi nu, ce? Și repoi se droghează. Uite, la battle n-ar trebui să bei sau să droghezi. Știi că mergi la battle, că adică tot e spontan asta, pe loc, ce? Treaz. Dacă tu mergi după ce ai tras un pai sau pula mea, ai luat un pil sau ai băgat la venă sau pula te mea. Te face mai creativ sau păi ce? Păi normal că ești mai creativ. Deci crezi că se droghează lumea într-un moment. Mahanache propune controle de doping la off the dome. Păi stai puțin. Asta, da. Dar adică nu și Eminescu, morții, și Carbo și fac podcast meu. Cu Black Jack și cu târfe. Dar nu ești dacă nu te droghezi așa, nu ești mai sharp, nu ești mai... Mine? Nu? Sau îți vine... Nu știu, se dilată timpul, îți vin cuvintele mai repede. Așa da, când unii, ești treaz, ești timorat, ești inhibat un pic, ești... Unii nu sunt în stare. Eu dacă mai pune unii să facă off the dome fumat sau așa, n-aș fi bun deloc. Adică unii nu sunt bun deloc tocmai pentru că fumează. Da, dacă tu ești asta. Artist în ale fumatului, treaba ta. Dar n-ai dreptate, man, pentru că eu știi foarte bine că e o zonă mică în care ești mai bun. După care imediat ești mai praf pentru că te-ai făcut căcat. Nu, dar și dacă ești general. Fumător ocazional, oricum și, ești așa. Și hai să spun chestia, noi am avut o perioadă, eu cu Costel am avut o perioadă destul de lungă în care fumam înainte să urcăm pe scenă și da, noi ne credeam mai creativ, dar nu eram. Nu era, ne da. Credeam. Era doar mai fan pentru voi. Da, amintea voastră, da. Da. Voi, era, da. Adică mă distram eu pe mine mai mult, dar nu cred că era mai bine pentru public. Sunt convins că nu era mai bine pentru public. Nu știu, eu sunt pe chestia asta, că scriam și spart acum așa. Multe vieți și... Așa. Și m-am decis, bă, nu vreau să fiu condiționat de chestia asta, că gen, dacă nu băgam două, trei fumuri, nu venea inspirația. Și atunci și pula mea, ce fac? Eu, asta e meseria mea, eu nu mai scriu dacă nu fumez, dacă n-am de fumat sau ceva. Păi poți să îți alegi o zi, două din săptămână. Păi am încercat și nu mergea. Dar nu mergea. Nu mergea, pula mea. Până la urmă am renunțat definitiv și am luat-o de la zero, tot procesul, știi, pac, pac, pac și câteodată, adică, mai tot timpul scriu treaz. Okay. Și când înregistrez acolo îmi permit să beau, nu știu, două, trei pahare ca să fie super cileanul, să fii super degajat pe înregistrare, știi, nu bine, acum, ăsta sunt eu sau nu sunt eu, cine știe? Cine? Paranoia. Oare sunt eu? Ce? Ce? Paranoia. Paranoia. Da. Știi? De fapt, așa ai scris pieza. Era, cine sunt bă, eu, ăsta de fapt? Sunt eu? Ăsta, ăsta sunt eu? Sunt eu? Ăsta sunt eu? Păi am uitat în oglindă. Sunt un vagabond, sunt un derbete, bă! Sunt un vagabond, sunt un derbete. Bă, ce fac cu viața mea, sunt un vagabond, sunt un derbete. Ăsta sunt eu? Sunt eu? Eu? Asta sunt eu? Oh, Doamne, sunt mei, un vagabond! Bă, dar să știi că eu într-un fel asta e. Când realizezi asta sunt, cu ăsta defilăm, nu? E... Excelent. Altul mama nu mai faci. Da. Îmi permite să-i pun și eu o întrebare lui Macanache, eu sunt repu și vă rugăm, sunt... Da. De ce nu-ți dai geaca jos? Păi coaie în pula mea așa poartă rapperii. Pula, dacă îmi dau geaca jos, deja exact, sunt foarte puțin exact rap după la... aia. Ce era englez, nu? Cu man's not hot. Da. Oricum am asta, gen și pe scenă am căcat, o să am cât mai multe chestii, 3 șepi, 2 gești, 4 de alea, că tu urci pe scenă, pac, după prima piesă mai dai una din gești jos, bă, parcă e altcineva, știi? Și numai pe faza asta deja e show mai interesant, știi? Mai întorci șapca, mai pula mea, dacă n-ai avea șapcă în cap, ce ai învârti? Știi, pula, mai dai gluga jos, iar o pui, hap, scoți mănușa, bagi mănușa, sufleci un pantalon, iei geaca lui altul pe tine, scoți ochelarii și e un show numai chestia asta în sine, știi? Wow. Stare. Da. Nu mai știu avea... răspunsul ăsta deloc. Și de seama că dacă eu stau mereu cu geaca așa pe mine, pula mea, când sunt pe scenă, am mai multă rezistență la căldură decât tine care, cum e un pic cald, ești în tricou, știi? Nu mai face cald shaming aici. Da, și plus că mie mi-a fost frig și am suferit de frig mult timp și așa că mai bine mi-e cald. Da. Băi, nu suntem la visuri la cheie, ce am lăsat casă. De foarte tare asta, cum face Maca featuring-uri din fashion, așa gen. Da. Prima strofă e un băiat bang, geaca jos, e alt băiat pe a doua strofă. Avea o poveste foarte featuring mișto. Featuring Flaușatu. Flaușache. Jay-Z avea o poveste foarte mișto despre DMX, apropo de stage presence și așa mai departe, presence. Știa că la un nu știu ce festival erau și ei și era ultimul sau mai nu. Era după DMX, Jay-Z. După DMX, da. Ei și DMX urcă pe scenă și începe, era mai eu acolo, începe să urc toată lumea, toți, nebunii și țipa. Nu mă, dar nu spui bine. Nu spun bine, știu. Era lumina stinsă pe scenă. Așa.
Și intră așa instrumentalul și din spate se aude. A, da, mă, da, asta era, asta la era. La sare lumea în sus, bam, și vine, da. Aleargă pe scenă, bu, 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 ca pe stadion, bu, ca Axl Rose ăla, știi? Pa, 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 ia și fuge, pa, 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 arăta și bine. După aia nu știu ce, iară, pentru femei, sare alea, își toate în pulă, bam, 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 dă tricou, ha, pa, pa, și la sfârșit mare rugăciune, iară, se roagă toți cu el, pula mea, și după aia Jay-Z, ce să mai fac? Da, mă, vezi, nici tu nu ai spus-o bine, pula. Da, pula mea, era, m-am băgat pe tine. Că era, da, mă, nu, în fine, acum nu, nu zic din nou. Lasă-mă, la final e pe internet. La final toată lumea plânge și după aia vine ăsta, ok, you're next. Pula mea, ce să fac după, i-a omorât. E, nu? Da, 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 parcă prea, prea mult. Prea nu? Mult, da, nu, e prea mult. Cum trebuie faci și Costel Unor? Da, te gândești și la următorul. Că nu, și Costel Unor se roagă cu ei, să intre ultimul. Da, s-o pleacă de zbrăcat și după aia, da. Nateo, da. Fă glume. Exact. Da, da, da. Ia, da. Ia de fă comedie de aici. Ia de fă comedie de aici, da. Exact, cum ia fă comedie. Redman avea o poveste cu Method Man și Redman când erau opănări și nu mai putea să mai urce nimeni după ei, că era atât de, erau de ăștia, LL Cool J după și de ăștia mari și erau atât de, făceau atât de mult hype că nu mai voiau oamenii să mai urce după ei și i-au scos. Ce tare. Da, da, de-aia nu e bine să arăți cam tot ce poți, știi? Așa zicea și Kendrick Lamar. Băi, la școală eram deștept, dar făceam prost, scriam, știi, să iau notă mai mică. Că după aia în pula mea, nu te mai primea băieții cu ei. Plecă în pula mea tot ciliar, știi? Și așa dacă nu dai întotdeauna la capacitatea ta maximă, te poți încadra în multe grupuri sociale, știi? Așa când tu deja ești pula mea, Eminescu, Eminescu e cu Eminescu, el și Luceafărul, știi? Pula mea, dă-mi pulă prieteni. Și așa. Hai mă, Creangă a fost cu el acolo. Dar Creangă nici nu era pe poezie, cred că asta e faza. Da, mă, da. Nu mai știu ce le-a comentat. Dom'le, zici tu ce poet îți pare? Păi Creangă când a scris poezie. Brâncuș, iară poet mare șmecher. Ăla de zboară, cum zice, de scria Blai cu ăștia. Nadia Comăneci. Marie Curie tot. Ăla de zboară, Nadia Comăneci. Da. Aveam o dumă cu Nadia, nu o să o zic aici, vă zic după aia. Ia! E, pula. Nu se poate că se aude. Hai mă! Nu gen când îi trage Nadia la muel 1. Gata, nu, să nu spune aici. Și zice, o, Nadia Comăneci. O, Nadia Comăneci. O, Nadia Comăneci. Și ea zice, bea și tu, Lady Milk. Bea și... Bea și tu, Lady Milk. Excelent. O, Nadia Comăneci. Bea și tu, Lady Milk. Bă, extraordinar. Bă, bine că n-am zis-o, că era... Da, bă, da, 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 era iurea dacă ziceai. Da, da, da. Era, a fost era. De nota 10 bă, cum asta, să mă fie. Oh! Da, o aterizare perfectă la Macanache. Da. Dar, bă, să știi că mai bine că ai zis-o, că după aia dacă o ziceai ieșea scandal și era nasol. Da, da, da. Da, nu, da, nu, așa... Na, mi-a știi trecut că... un glos pe la ureche, mai bine că n-am zis-o. S-a lăsat cel mai șmecher gimnaz de gimnastică. Wow, și e de seama cu mine, dar e cel mai șmecher. Român sau? Nu, japonez. Așa, de ce s-a lăsat? De gimnastică. Nu mă, că Nadia Comăneci, că gimnastică. Și ăla genera cel mai bun din... Nu cred că o să mai fie altul mai bun. Zău, că ăla l-a antrenat Tsukahara. Dar nu Tasu, fisul lui Tsukahara. Le făcea și el Tsukahara, dar mai mic așa. Era o glumă la modul Tsukahara, să fac o Tsukahara. Chiar nu există gen la gimnastică, dacă tu vii cu un exercițiu nou, după aia se cheamă Dragu. Okay, ce ai făcut la bară, mă? Am făcut Dragu, pula mea. Dragu, care e sar pe lateral, a răs pula la public și după aia a prins bara. Și înseamnă că ai fost la show-urile mele. Dar da. Comăneci există? Există mișcarea Comăneci? Nu cred că erau așa complicate exercițiile pe vremea aia. Da, probabil. Era răstogolire, fandare. Și Tsukahara este efectiv... Așa îl cheamă pe ăla, da? Mă, și-a inventat el o... Da, Tsukahara, da, un salt, două salturi cu 360. Adică două salturi mortale, cum zicea ăla, cu șurub te învârți 360. Ai, Tsukahara. Eu cream că e la mișto. Și eu am crezut că de-aia zic că e la mișto. Tsukahara, dacă n-ai. O Tsukahara. Pe de altă parte, eu multe vreme am crezut că ciorogârla nu există. Eu am crezut că e o glumă. Uite, la sărituri, la sărituri există Drăgulescu, știi? A, da, da, asta știam, știam că da? Da, da, dar nu știi ce e. Nu știu, dar știu că există. E pula mea la sărituri, alergi, pac, sar pe aia, două salturi pe față cu 180. Pentru că el nu vrea să aterizeze așa, gen cum făcea salturile aia, mereu n-aterizat bine. Și a zis, bă, ce pula aia, nu mă întorc să văd unde aterizez. Ce s-a întors și a inventat un exercițiu nou. Da. Nu știu. Hipul de Drăgulescu. Da, tată. Așa da, deci tu urmărești gimnastică. Deci chiar, da. Da, măi, știu. Ce tare. M-aș fi și ținut asta, și eu, deci, da. Până la urmă, s-a lăsat de ce sau care? Da, s-a lăsat, că accidentări, că pula mea, că pandemie, că vrea și el. El vrea să mai prindă o olimpiadă. Cât de tare ar fi să ne adunăm odată. Să vorbim de Maca acasă,
să bem bere, să mâncăm semințe și să ne uităm la gimnastică. La gimnastică. Bă, da, fi tare. Adică de tare vremuri chiar ne uitam la gimnastică. Adică era, ne uitam da, degeaba. Da, dar ar fi tare așa prea... pe canapea, 4 de lei pe dar canapea. Dar nu prea venea lumea la gimnastică. Adică în public nu era nimeni. Era nimeni. La handball, la basket, la astea mai vezi da. Lume. Până și la polo, până și la canoe. Mai sunt doi de aia cu câinile în parc să se uită. La gimnastică eram noi și antrenor. Mă. Și noi eram acolo fix, dădeai să mori la fiecare concurs, că aia era practic. Da. Mamă, dar mie niciodată nu mi-a plăcut gimnastica pe principiu de pe la premisa să nu se întâmple ceva rău. Dar nu poți să faci asta gimnastică, e... nu poți să fie competent, să fie concurs. Da, mă, direct, fie da. Doi... Trebuie să... Să fie ăla din Germania cu ăla din Bulgaria care sar unul peste altul sau nu știu, adică sau... Păi mulți s-au dus la circ, la Circ du Soleil și de astea mulți gimnași și români. Da. Da. Și păi da, cred că ar fi mai interesant dacă ar fi concurs competiție, da, direct, da, adică direct da, să fie. Da, păi alea astea europene. Da. Nu mă, dar să fie în același timp, să nu la știu... La sol să se... Da, să se ciocnească, să se... Nu cred că e. A făcut americanii, că na, americanii care ei fac show din orice gen. Uite, am făcut o flegmă, hai să facem un show din asta care fute flegmă mai bine, da, mai lung, mai gras. Și sunt gen două echipe de fete și băieți și joacă un fel de obligate la bară. Ok. Cu desprinderi, cu căcat, cu toate nebunile. Da, un fel de horse la da, basket. Și sunt cu dale, aplauze, hap, și sare aia pe bară, bam, bam, ginger, știi, hap, hap, pac, da. Cacev și direct. Interesant. Da. Adică au făcut show și din asta și poate atrage mai multă atenție na, spre sportul ăsta. Bă, da, e greu acum să mai... Nu, eram cimești mecheri noi puțin... din lume la gimnastică. Bine, da, cu fetele, dar și băieții fetele. Erau da, super și băieții talentați. Adică Drăgulescu a după fete, adică știu că Urzică, fetele sunt așa și Urzică, da. A luat 10 la cal. Da, 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 da. Cal cu mânere, nu orice cal. Cal cu mânere. Aia. Măciuci, aia îmi plăcea mie. Aia e altă gimnastică. Aia e altă gimnastică. Gimnastică ritmică sau cum să numești. Da, da. Ritmică, gimnastică aerobică, eu făceam artistică. Care e pula mea? Și care era, da, da, era artista. Care era your strong point? La ce erai bun? Îmi plăceau paralelele. La bătaie. Zău la paralele? Alea așa, dar nu alea da, de fete, da. Știi că ești paralel de fete la băieți aia. Alea care pa, sunt pe egale, paralele mâini, egale, da, 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 egale, la, egale, la da, fete pa, sunt, da. Făceam, pac, dublu echer, perfect, macanache. Un macanache. Băi, ce-a făcut un macanache? I-a făcut un cum la arbitru. A făcut un macanache. Mi-ai dat nouă, băga mea ești pula. Macanache. Dar nu-ți la cameră, dar el a triza așa. Ce bune e asta, da, bă, băiatule. A trizarea macanache. Ce de bune ești. Excelent. Băi, la juriu. Exact, da. Yo, ce chiar era, ce chiar era. Da. Bă, da, adevărul că lăsând asta cu matrizarea Macanache, efectiv ai adus acest check out, check out. Care pula mea toată lumea zice check out. Da, este al tău, este al deci tău. Deci cea mai tău. Cea mai la îndemână chestie din da. Tot repul. Da, check da. It out, da, tot zic, check da, it out, check me out, check it out. Este a ta, check it out. Doar că am făcut o româneală, da, 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 am zis check it out. N-am zis check it out. Semnul exclamării. Check it out, check it out. Dai foarte tare. Check it out, check it out. Păi eu atât auzeam, știam eu din repul aia, că nu prea înțelegeam ce cântă. Și era check it out, check it out. Check it out, check it out. Da. Încerc. Da. Zic. Mai degrabă încerc să le păstrez pe alea care mor. Adică? Vorbe de alea, de le zice taică-tu cu bunică-tu, știi, de era la Caterinca pentru ei, că dispar, știi? Nu știu, taică-mi n-a fost Caterinca niciodată. Îmi lasă că taică-mi să fie Caterinca la un moment dat. Da. Adică ce vorbe sau cum? Dume de-astea, ce faci mai, ai fost la șuncă? Da, mă, am fost la șuncă. Șuncă ce este? Ai fost la muncă. Căcat au făcut ei și cu mâng. Dume de-astea, okay. Dumințe, glumințe de cartier, cartieriști de aia. Da, pula aia, da. Nici n-aveau blocuri, nici nu era nici cartier, era pe câmp, dar erau cartieriști. Pula mea, era. Deci să, când era bucură la el cu caprele pe aici, da. Era uite acolo la capătul lui 14, o să vezi. Cioban de cartier? Da. Uite acolo pe Colentina o să apară o trupă. Eu sunt curios pe vremurile alea, nu știu, prin 60-70, cred că era, adică, eu cred că cu timp, nu știu cum era cu depresia, dar clar nu era ta anxietate cum e acum. Eu sunt convins că e invers. Adică nu, nu. Eram,
Era mai multă depresie atunci, mai puțin la nu, era multă anxietate. Nu, era multă anxietate. Atunci? Da. Zici că atunci era anxietate? Anxietatea nu se schimbă, anxietatea nu dispare. Anxietatea e, e o chestie, constantă, e, da, aer, e, apă, e, pământ, anxietate. Da, exact. E, e un, ca un zgomot de fond al existenței omului în orice. Adică depresia e un pic mai... Știi, are legătură cu cum simți tu că ai rost în viață, cum e așa, dar anxietatea e... Și mă gândesc că anxietatea... Când înainte de examen ai anxietate, te duci la întâlnire cu fata de care îți place, ești anxios, adică anxietatea. Uite, e... vezi, de când toată lumea, știi că în ultimii ani se vorbește de depresie și da, anxietate și pula, că eu nu știam ce asta. Eu mergeam, pula mea, eram supărat, mi era pula mea așa. Dar sunt lucruri diferite, mă, anxietate, de depresia și supărarea. Știu, dar ca idee, cam fost și depresie și mai sunt supărat. Și anxios. Nu, 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 dar nu știi care e faza? Știi care e cel mai greșit lucru apropo de depresie? Faptul că când știi cum îți dai seama că cineva n-are idee ce e depresia? Când spui sunt deprimat, da bine, ar mai conta da, și da, să da, fii pe bune de primarul, să fii tu apa, bitristul. Peste tot. Da, da, da. Dacă zici bă, și dacă sunt deprimat dincolo, ceva, mă, ce vine ce s-a întâmplat, sau cineva coaie, pe n-ai acolo, înțeles da, nimic, da, da, bă, da, înțelegi? Da, da, da. N-are nicio legătură întâmplatul cu depresia. Da, 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 cu nimic. E de parcă zici, am făcut pneumonie și te întreabă cineva, păi, dar în ce te-ai lovit? Păi, nu, dar nici da, o treabă. Da, nu, eu cred că mă refeream la faptul că, să zicem, că dacă ai cancer și nu te duci la un control, nu știi că ai cancer, știi, cam așa, așa și cu depresia și anxiile alea, pulia asta. Și gen, la un moment dat, te duci la doctor și zice, bă, tu ești cam depresiv, uite de ce îți dă, știi, și, și asta mă, nu-mi place, că acum știu. Când sunt adică depresiv ce și anxios. Nu știi, nu te rănești. Da, mai bine cum nu avea Stanhope gluma aia că zice că eu nu vreau să aflu că am cancer până când nu este vizibil cu ochiul liber. Oh, Lord. Oh. Ce tare, da. Da, nu știu, cu cât știi mai multe ai de ce să te temi mai mult. Păi asta mă gândesc, că și de acolo venea anxietatea. Adică de asta acum e mai... Cred că bă, e mai dar asta apropo de frică, știi că mă gândeam... Cred că ți-am și zis de chestia asta, că m-a scos de minți treaba asta acum de când cu COVID-ul, ce tot zic oamenii că știi că sunt ăștia anti, nu da, neapărat vax sau ce, sunt oameni anti-COVID, care... Anti-COVID, nu le place COVID. Da, anti-orice, sunt niște oameni care trăiesc pentru a fi da, efectiv anti. Și mă amuză foarte tare chestia asta, că frate, eu refuz să trăiesc în frică. Știi? Gen, voi trăiți în frică de COVID-ul ăsta, care nici nu există. Eu refuz să trăiesc în frică. Dar le e frică de 3G, de americani, de evrei, da, de ocul. Da, da, nu le e da, frică da, de tot ce de mișcă, altceva, da, da. Dar nu le e frică de COVID. Bă, dar nu mai bine ți-e frică de COVID, că e mai puțină frică. Da, 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 da. La COVID, virus măcar e mai puțin. Virus e mic. Și e mai clar de ce ți-e frică. Adică mai bine să fie frică de COVID, da, că da, e clar ce e și trece, ăla dispare. Bă, dar oculta extraterestrii, evrei, tot ăștia nu dispar. Da, da, da. Deci da, nu mai bine dai tu frica aia mare pe frica asta mică. Vino la frica asta da, da, ușoară. Da. E o formă ușoară de frică. Da. E o formă ușoară de da, frică. Dar serios acum, știi? Da, decât da, să-ți fie frică de tot ce mișcă, frate. Deci absolut tot ce mișcă pe planeta asta și în afară vrea să te omoare. Da, mai da, puțin da, COVID-ul. Și tu refuzi să trebuie să-ți pui da, mască da, și da, să trăiești în frică de COVID. Păi frate, și extraterestrii aia reptilieni. Dar dacă COVID-ul nu se mișcă, dacă el stă pe loc și doar intrăm noi în el și îl plimbăm. Da, asta și se întâmplă. Urmă, peși, bă. Putem să dăm stop, s-a zis tot. Nu? Putem să dăm stop, s-a zis tot. Poate de aia nu e frică, că nu se mișcă. Și COVID-ul stă pe loc acolo, îl ia cineva. Chiar așa e. Îl luăm noi și îl plimbăm, asta se întâmplă. Na. Ce e, pe Google? Da, ce? Da, gata. Ce mai zice Google, mă? Bă, da... Nimic. Ce? Ia bucană. Voiam să... nu vi se... Da, Căluța a făcut Comedy Store. Voiam să zic de serial, că serialul e pe Comedy Store. Da, mă, și că mi se pare... L-ai că văzut? E pe da. E pe comedystore.ro. A luat Căluț și Comedy a făcut comedystore.ro. Da, de unde puteți să vă cumpărați serialul? Da, da e pe Comedy Store ăla cu Repor Falis, dar faza e că el a căutat și s-a întrebat. Zic, bă, cum de nu l-a luat niciunul dintre da, voi? Da, da, da. Plăia de 20 de ani, de 30 de ani. Vreau să fie un Comedy Store în București, în România,
și are căluți. Da, mă, dar cred că nu, eu cred că nu v-a stat în cap. Te-ai gândit, bă, 99.ro să luăm, să nu ni-l fure cineva. Da, da, nu, da. N-ai fi luat niciodată. Sau nu știu, orice altceva al păi tău. Păi e că probabil că mai e liber carolines.ro sau... Da, 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 da. Sigur. Comedy Seller. Comedy Seller. La serial? La episod? Da, 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 da? Am râs. Am fost câteva faze foarte fain. Da, ne-am dus acolo, ne-a și filmat căluți pentru... Filmat niște reacții. Ah, ok, da. Eu am filmat la trailer, m-am cumpărat serialul, iertați-mă. Tu ești de la cu bani. Păi se vede, eu, te-ai cablu mai lung. Eu am 15 lei, sunt ai mei, frate. Da. Poți să-mi cumpăr două de două ori. Bă, da, dar noi cred că am mai zis, cred că am mai recomandat da, ăsta. Da, da. Cine vrea da, comedy store, rapper falis, serial cu rapper, comedie, cu un fel de tântă lău și gogomanu, care, pula mea, șmecherie, uite-te ce pula păi mea și, te-a întrebat. Și continuarea? Continuare când se strângă ăia 20 de milioane de români să se uite pe comedy store cu gro și dă niște cașcaval, o să facem... Na, un... Da, da, da. Sezon. Da. Imperiu, imperiu, imperiu e cuvântul pe care îl căutăm. Facem, da, măcar un sezon, ar fi drăguț. Că ai terminat, mă, Succession? Nu l-am am văzut un episod din Succession. A, serios? Tu nu ești cu Succession? Nu sunt cu Succession. Dar de ce? Te-ai hotărât că nu ești cu Succession? Nu, aș vrea să mă uit, n-am apucat. Bă, este ăla bătrânul, face toți banii. Cum? Ăla bătrânul face Zio? Toți banii. E un rol senzațional pe care îl face. A, nu moare sau? Nu. Ah, de asta mă trăgeam pe mine în spate moară, că era asta pe jos. Da, nu știu, n-am el e tot serialul, băi. Da? Da. O să mă uit. Uită-te pe bune că este. Sunt multe seriale acum. Am văzut până la urmă. Nu? Ce tare, Macanache 2022. Bă, au mai apărut seriale. Da, băi, atât de multe seriale. Nu da. Mai știi la ce să te uiți. Bine, cel mai amuzant lucru apropo de seriale, observația, efectiv mă enervez că n-am făcut eu aia, că a observat ceva că nu te bagi la un film de două ore că e prea lung, dar te bagi la un sezon de 10 episoade. Care trei da. Zile. Da, 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 da. Dar da, pe bune ca așa, da, apropo da. De anxietate, ai da. Efectiv că, bă, să stau eu două ore să mă uit la da. Un film? Da. Mai bine a, mă uit la 10 episoade de 3 seturi de oră? Da, 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 corect, foarte e mult mai bun, într-o oră le termin. Da. Dar chiar nu știu ce ultima dată ce film am văzut. Am văzut, eu am văzut ăsta, a, apropo, fii atent, am văzut Perfect Necunoscuți al lui Strunilă. Da. Foarte bun. Bă, bă, complet deci... Complet Necunoscuți? Ăla, cum îl cheamă? Leonid. Leonid. Bă, este extraordinar. Este extraordinar. Și cu soția lui. Și cu soția, da. Doamne, sunt extraordinar. Mi s-a părut extraordinar. Știi că tot vorbim, da. Tot vorbim că... Extraordinar. Știi că... Știi că ne enervăm tot timpul când sunt clasamente sau nu știu ce. Bă, dar într-adevăr ei fac filmul ăla, adică ei doi fac filmul. Și să știi că tip, eu am mai văzut niște variante, am văzut și varianta spaniolă și aia franțuzească și aia italienească. Să știi că ea și pe cum tu că îmi pare foarte rău că nu știu cum o cheamă. Să știi că ea a făcut un rol foarte bun. Adică n-am văzut în celelalte variante să joace cineva mai bine rolul ăla decât ea. Deci pe bune cu beția și cu disperarea și cu toată asta foarte păi mișto sunt, făcut. Doamne, sunt extraordinar. Dar posibil chiar să fi trecut prin așa ceva, exact când filmam. Bă, you can relate. E o chestie la care chiar, adică să mă iert de actorii, dar adică când joci regele Lear, da. Înțeleg că e greu să relate to that, dar cu ce au trebuit să joace oamenii ăștia? Nu, dar să știi că Goga a făcut o treabă extraordinară cu filmul ăla. Da. Extraordinară. Nu știe nimeni de Goga. Octavian Strunilă, mă rog. Într-o seară fiind un pic parfumat. Ara. Kerkelit. Kerkelit. I-am lăsat un comentariu. Eu sper că i-a lăsat tips. I-a lăsat tips. Bă, da. Stare așa. Da. Pe filmul ăla. Știm noi. Eu sper din tot sufletul că nu s-a supărat. Nu cred că s-a supărat, n-avea de ce. A făcut el o postare în care a pus că e locul 1 pe Netflix în România filmul, știi? Merită. Și am zis, vezi, a meritat să te lași de stand-up. Oh. Și, da, da. Mă rog, a răspuns și pare, nu mi-a dat seama din cum a răspuns. Că părea așa, da. Era binevoitor, dar am simțit că e ceva. Te rog frumos să mă ierți dacă te-ai supărat în vreun fel. Goga. Era de bine. Goga, era foarte de bine, era doar o glumă. Foarte tare filmul. Da. Dar faza este că am găsit după aia un serial cu Nicole Kidman care se numește Nine Perfect Strangers, care n-are nicio legătură cu Perfect okay. Strangers. Așa. Și este foarte tare serialul ăla.
este foarte tare. Are Nicole Kidman. Deci Nicole Kidman, săraca, Nicole Kidman este extraordinar. Este extraordinar, dar numai că e atât de operată că acum mai joacă cu jumătate față. Deci efectiv iar, îți jur că are ceva un pic la ochi și un pic la gură, iar între ochi și gură și peste ochi nu mai e nimic. E... Asta o cheamă copil bărbat. Bă, da, Kidman. Să vă uitați Nicola la Nicola Kidman. Bă, dacă vreți să fie, dacă vreți ceva cringe la ăsta, continuarea de la Sex and the City. Mamă. Nu, bă, am auzit că e oribil, bă, da. Bă, și am auzit că a dat afară pe una din ele. Da, da. Am o pe bune. A dat afară pe asta. Și a făcut un serial sau film singură și e mult mai tare. Stai puțin, n-au dat afară pe Samantha? Da, pe Samantha, da. Cum s-o dai afară pe Samantha? Da, asta am zis și eu că nu mai are niciun sens. Serios acum? Și plus că erau patru, nu că era pe perioada, era efectiv grupul care avea sens, un grup. Deci Sex and the City care... fără Samantha e ca pilaful fără orez. Adică cum? Ce? Ce-mi place că stai de bărbați care ne certăm pe... Nu, a stricat dar Sex nu ne certam, dar chiar e... discutăm pe... Da, mă, dar era cel mai, era cel mai caterincă, da, personaj, da, din tot serialul. Da. 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 Nu, adică nu e discutabil sau ceva. Da, clar. Eu zic să refacem castul noi. S-au răcuit, s-au să răcuit vorbim cu Samantha. Păi stai că asta e doar trist, să nu iau ăștia și să refacem Sex in the City. Ar trebui să-l refacem cu băieți. Da, trebuie. Da, bă, de ce da, nu da, facem da, moda asta? Da. Flabă in the City. Futut și orașul. Futut și orașul. Fututul și orașul. Poți să pun titlul ăsta? Nu, nu, nu. E foarte bun. Fututul și orașul, da. Foarte bun. De-aia, unu... bă, de-aia băieții-s băieți. Da, unul care e vlogger, unul care fute tot, unul care e da, corporatist. Acum, care carry acum este has been author și are un podcast. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Că... Nu știu, nu știu, n-am putut. Adică cine n-are de... podcast? Da. Da, corect, până la urmă mei. Tu n-ai podcast. Cum să n-am? La Mișto Podcast, cel mai șmecher. Oh. Bine, ah, după, după... Stai un puțin, hai să promovăm podcast. Păi nu mai fac, am cel... făcut... n-are, eu știu că am făcut 20 de episoade, le-am șters 17, am postat 3 și alea mi-am luat 2 strike-uri pe ele și după aia le-am șters ce mai era de șters și am urcat iară 3 și acolo. Și un fel de... aveam 2 microfoane, merge camera și cine e pe acolo pe studio vorbește, nu contează ce, oricum într-una. Da. Și genul ăla era, dar n-ai ieșit. Cum ar veni, nu? Da, oricum toată lumea sigur a încercat să facă. Dar mi se pare că lumea doar încearcă acum o chestie și după aia renunță la ea. Uite, asta da. E o idee pe care n-a încercat nimeni să facă la noi, sau poate fi încercat să facă. Să faci un stream nesfârșit, să faci un never-ending podcast. Da, să faci cum un... sunt radiourile alea non-stop. Da, și să pui, să faci un live sau așa și dacă se adună oameni, vorbesc, pleacă, se mai duc 3 ore, stă gol, că da, nu-i nimeni acolo. Mă, acolo avea da, sens la să studio, stradă, că veneau mă, destul de mulți oameni. Pui pe stradă un booth în ăsta și intră oameni acolo să facă podcast. Am acolo, era și la studio și făceam nu, da, când erau sesiuni. Nu, da, faci pe stradă, oricine poate să intre. Cabina Protv, era cabina Protv, da. Ah, pe stradă. Pe da, stradă, pui un booth și acolo intră oamenii să facă podcast. Să se afirme, să-și facă reclamă la ce vorrei, șosete, cârligi. Să țipe, să zică jos guvernul, da. Nu, dar știi cum, dar na, că trebuie dreptul. După aia și să trebuie bodyguards să de aia de stăm. Nu, exact, azi un bodyguard da, cu spray da, de la da, da, paralizat și da, da. Cu... auzi, ia gata, mă, s-a terminat timp. Da, da, da. Cu stă ăla la flacără, eu acolo. Știi? Nu știu la flacără. La mausoleu. Ah. Nu știu. Oia dăpozesc erou un necunoscut unde e flacăra. La ah. Mausoleu, pe trepte. Da, așa. București? Stea, da. Ah. Știi nu mă, dar și mai simplu, da. Pui două duze de alea cu gaz lacrimogen da, și da, l-am dat, da, da, dai, da. Pss, când se umple de... pe un sfert de oră, da. Nu sunt, dar de lasă, de... nu mai poți și pleci, da. Da. Extraordinar. Ar fi bun da. Așa. Hai, risești un pic următorul. Și eventual să fie sustenabil, dai un 5 lei acolo și ca ai să intri. 50 minute de vorbit. Un fel de tonomat podcast. Ba... du-te în pula mea! Bă, bravo, bravo! Tonomat podcast! Ai da, ca să intri, ții timp și da. Intri și fac... Băi, super! Trebuie să ștergem bucata asta. Da, da, da. Facem tot nomad podcast. Așa, mă. 5 lei, 5 lei, intri 5 minute, faci podcast, trebuie să ieși după da. Aia. Deci da. Bine v-am găsit, și băi, ai ce... un de la, cum ar veni, un perete înăuntru, când ți expiră timpul, te dă afară. Cuțepe. Și care? Pentru că tot timpul ăla. Raed Arafat. Băi, este super tare. Cât timp ei? Ai un leu. Sau să fie un canal de sub, se tragă picioarele de sub tine. Sau să pici. Nu mă știu cum faci. Nu mă știu cum faci. La metro direct. Faci de aia rotativă. Ah, și mișcă așa și îi bagă pe motorul. Ca la mol.
O rată ca la mol merge. Bă, extraordinar, extraordinară ideea. Și era doar că se face. Deci, după ce mai avem aici actele. Și încă ceva vrea să mă... Vine tot el. Alergă să nu uităm, da. Și să nu uităm că Arafat care... Băi, da. Extraordinar. Suntem geniali. Suntem cei mai buni oameni din lume. Suntem, bă, nu știu alte podcasturi cum trăiesc, dar noi suntem cei mai buni. Să-i dați mesajul lui Joe Rogan să zicem că venim. Băi, eu nu prea mai mă uit la podcastul ăsta al vostru. Dar mai nu uit. Se uită nimeni la podcast. Nimeni nu se mai uită la nimic. Eu mai mă uit la ăsta al vostru. Da? Când mai stau așa, de obicei am cardurile super pline de poze, de filmări, de căcat, pula mea și pun... Bani, măcar, că bani se ține pe carduri. Da. Deci am cardurile pline de poze. Până se mută ele în toate folderurile alea, am lejer o oră. Până de pe lejerean, hard, pe hard, nu mai putea spune? Da, lejerean. Oh! Super. Lejereanu.ro, comandați vin, așa, scuze. Da, și e... Adică e ceva care m-am obișnuit cu el. Da. Okay. Da, e mișto, cred că e mișto podcastul nostru. Restul așa, dacă faci cineva un rezumat pe TikTok, gata, știu, pula da, mea. Da, da. Mă gândeam chiar că ar merge, știi, în loc de astea de 2-5 ore, facem pula mea un setup super șmecher, vine, nu știu, Madonna, bună Madonna, ce mai faci? Pa Madonna, aia a fost, da, pui chiar, clickbait mă. Și pula mea. Da, chiar! Știi, super bună repede. Madonna! Da, mă, ce? Madonna! Bună Madonna, ce faci, mă, da, pa Madonna! Cu, da, da, Ryan Gosling, l-a dus în Russell Crowe. Da, mă, da, așa, repede. 5 minute, ce mai faci? Bam, 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 și-a plecat. Și pui foarte clickbait, Ryan Gosling, a venit care a făcut Ryan care Gosling, pula da, mea. E mai mult titlu decât da, emisiunea. Da, da, da. Genial. Da. Știi? Oricum, și cum sunt gifurile alea, Caprio, știi, poți să aduci, bă, prințul Charles. Steven Senegal. Stephen Hawking. Ce asta ce zic eu? Elvis Presley. Elvis Presley. Tupac. Rupi cu Tupac. Bă, stai seama, Tupac e și, da, clar. Și poți să inviți și holograme. Da. Da, să nu-i inviți pe holograf. Tupac n-ar fi avut podcast. Dar ar fi fost super tare ca invitat la podcast. Da, da, da. Invita oamenii pe Tupac la podcast și rupea ca invitat, dar da, nu și-ar fi făcut podcast. Nu știu, că era prea real să-și facă podcast. Biggie, exact, cred că își făcea ceva podcast cu tovarăși așa să stai la boc. Biggie, da. Biggie, da, să știi că Biggie, da. Pe el îl obliga P. Diddy, că el e cu ce să poartă și îl băgea. Da, Biggie ar fi avut un podcast foarte tare de Caterinca și povești. Da, doar povești. Ăla, mă, că ăștia asta e asta, Noreaga, Nore, face Noriga, drinking, da. Drinking Champions. E frumos ăla, da, îmi place ăla. Câtă băutură acolo, nu da, cred că bea putat. Eu cred că nici nu mai beau deloc ei. A fost tare la Kanye West. Eu am așa mix feelings cu Kanye West, că toată îmi place de mult de el. Da, exact. E foarte are momente ciudat. Și momente, da, pe cine place tot timpul? Da. Nici da. Nu, dar la Kanye e foarte. La Kanye e foarte, da, bă, da, are niște chestii cu toată foarte. Păi dacă nici Kanye nu e perfect. Da. Kaini. Da. Mie mi se pare extraordinar că eu am aflat de curând, că nu știam, că nu sunt atât de pasionat. Bă, până, am aflat acum de curând de faza cu că Rick Ross are Bel Air, are spumant. Ok. Am înțeles că e acționar, dar nu știu, am văzut niște articole în care ziceau doar că promovează, mă rog, nu știu. Bă, dar faza e că e un spumant bășit. Da. Asta e problema, adică că a avut, cine era cu Cristal, era, nu, cu Siroc, era... Siroc P. Diddy. P. Diddy, așa. Da, și ăla cu Ace, șampanie, așa, Jay-Z, cu Jay-Z, care era așa? Cu șircă, dar da, era învelit da, în aur. Da, și... da, da, stai puțin, stai puțin. Aia măcar era șampanie. Da, da, da. Da. Ăla, ziela, Siroc era vodcă din struguri. Lumea, da. Și era șmecheră. Da, da. Bă, Bel Air-ul ăla e un spumant. Da. Și îl împinge Ross și cu toți, toți. Mai are o, cu Khaled, cu nu știu ce, ca ei Black Bottle Boys. Da, lor, da. Da, frate, dar împing un pișat de spumant, adică păi, e... dar nici nu contează ce împing atât timp cât vin banii. Păi da, mă, ei da. Împing da, într-un an de aici și-au făcut care banii. Pentru toată lumea, că probabil e ieftin. Păi nu e chiar ieftin. Da. Nu e chiar ieftin, dar e, adică cum zic, produsul în sine e ceva jenant de pro, adică nici măcar nu e prosecco, nu e șampanie, nu e un spumant. Da. Angelii de la da, e Angelii, exact cum ar fi în pula da, mea da, să-l vezi da, pe Grasu sau pe Tataie, Angelii, da, bă, Angelii, Roze, îi împing și Rozeu, Bel Air Roze, da, adică bă, cum da, ar fi să împingi Angelii, mă, care păr să fii cu aia, băiți aici, bem una, are Angelii on my breath, du-te mă pula mea, serios, un da, pic de jenă. Pare că nu se respectă deloc, da. Da, da, uite ăsta, Lil Wayne sau cine e cu Bumbu? Cu asta. Bumbu e foarte tare. E ceva al lui Lil Wayne, e am tare, înțeles. Da. E al lui Lil Wayne? Nu, dacă e al lui. Da, eu așa nu am înțeles. Cred, mă, dar Bumbu e jal, nu cred că e al lui Lil Wayne. Ba da, mă, ba da. Eu prima oară când m-am prins de chestia asta,
că e o promă cu Belleroac. Eu am crezut că Beller e vreo șampanie șmecheră. Vreo nebunie, da. Și am văzut că i-a trimis, bine, asta e mai veche, că i-a trimis Rick Ross lui Mayweather, mi se pare, înainte de un meci, n-am mai de mult. Da, doar, face, de ring, stai, doar face reclamă la bumbu, dar da, nu este. Da. Nu e lui. Fii atent în fază, i-a trimis Rick Ross, mi se pare că lui Mayweather, morcov în China, nu putem ști. Mi se pare că lui Mayweather i-a trimis 200 de sticle de Bel Air și scria în valoare de 10.000 de dolari. Și am zis, bă, stai mă puțin în pune. Cum adică 200 de sticle fac 10.000 de dolari? Cât e asta? Și iese 50 de dolari sticla. Zic, frate, cum 50 de dolari? Și el sigur o ia pe la 10 dolari, 5 dolari? Da, un dolar sticla, jumătate de dolar ambalajul. Un produs de lux, asta zic. Adică da, tu când o arzi cu Rolls Royce-ul și cu alea, îi zici, uite frate, beau asta 50 de dolari sticla. Păi, ești un pic 25 de lei. Da. Ești bun. Am zis că e bună tequila lui The Rock, Teremana aia, că e bună. Mă uitam la niște recenzii. A vândut Clooney. Da, de mult, pe miliard, de mult. Da, de da, mult, da incredibil. Da, da. Și frate, el și Ryan Reynolds. Erau împreună, nu? Nu, 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 era combinat cu altcineva și Ryan Reynolds a vândut Aviation Gin. Aviator. Știi cum o să se ajungă, bă? La un moment dat o să iasă într-un bar, o să iasă într-un bar, oricine cu oricine, și o să-și comande băutura lui. Băutura? Vreau și o bere Macanache. Nu vreau un lejerean, eu vreau un Teo, un single Malteo. Nu o să fie de bun simț. Single Malteo. Single Malteo. Da, da, da. Da, și într-un cuvânt, single Malteo. Single Malteo. Să fie un pișat de la de bere, ceva. Este single Malteo. Ce-i cu aia? N-ai zis că e single Malt. E single da, Malteo. Da, da, mă, o să fie de bun simț să-ți comanzi fiecare altul, da, e aiurea, știi, da. Adică gen, mamă, cu Macanache. Dă-mi un Maca, frate. Dă-mi un știi Maca. Știi cum era ăla? Trebuie Macanache pentru toată lumea. Un rând de da, Macanache. Un rând de Macanache pentru ăla, trebuie scot ăla. Pe-n turnee se oprea în benzinării și intra în benzinărie cum ar veni la, cum intrăm noi să băgăm benzină, nu să luăm produse cu noi. Și gen intră acolo și își lua sucul lui, dar lua așa, cu boxul, cu asta și pleca omul, nu mai plătea. Dar chit că era lui, tot trebuia să plătească, știi? Da. Și face des asta. Adică... Cum adică intră în beznărie și a sucul lui și da, pleacă? Ca și cum eu intru într-un magazin și văd acolo, țigări Macanache și iau două pachete, dar nu le plătesc. Păi, dar da, da cineva banii pe ele. Asta e, păi, că la modul e furt în față, în primul da, rând. Da, mă, el ia și dai seama, cum ți-ai luat un lejerean de OMV, dacă ar fi, și dai tu la contabilitate, suni. Păi da, mă, dar ăla de la benzinăria a dat bani pe... Ăla de la benzinăria a dat bani pe vinul ăla. Nu e pus de el ăla, e vândut de el cuiva. Ăla nu mai e al lui, că l-a vândut. Da, numai. Și apropo, eu aș înțelege să lași produsul tău. Da, 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 exact. Dar ar fi să lași niște lejerean acolo. Adică nu să-l iei, de ce să-l iei? Lasă-l acolo. Da, vrei să-l vinzi. Da, e tare că lumea face chestii. Auzi, mi-a... sunt patronaș și patronaș. Da, da, da. Și mi-a făcut niște rușinare Mihai, șef Mihai, asociatul meu de la Solul Lume. Că m-am dus acolo, am dat comandă, am scos bon, mi-era foarte foame. Și bă, deci nu mai vedeam color de foame, deci eram efectiv așa, știi? Și după vreo un sfert de oră, nu știu, 20 de minute, m-am dus acolo la bucătărie să-mi zic, bă, băie, zic, aia, se poate mai așa? Mea, se poate așa? Oh, scuze. Și cred că de la foame n-am avut tonul foarte prietenos, știi? Deci, bă, și, s-a uitat Mihai la mine și a zis, nu fi patron din ăla. Știi? Pentru că asta da, ce vorbim aici este fix să fii patron din ăla. Ăsta e al meu, e, cu, da, iau da, eu da, că da, e al meu. Stai frate că l-a plătit. Nu, cu aia, e al meu, ăsta e al meu. Da, iar, știi? Da, da, da. Să vorbească contabilitățile între da, ele. Da. Oamenii mei plătesc cu oamenii tăi. Știi, da, bă, da, mi-a dat mare rușine. Știi că e genul ăla de... Adică... Vrei să fii genul de patron care este sub client în locul da, tău, nu ăla care este supra-client, știi? Da, adică gen, da, aici toți faci, gata, tăiați toate bonurile alea, făceți-mi mie acum în faceți aia, da, știi? Da. Și după aia se așteptă de impula mea de oameni care îmi susțin mie afacerea, știi? E foarte nasol așa. Ți-mi pare rău încă o dată. Nu. Nu fii patronul ăla? Nu fii patron din ăla. E mișto că dai campanie, nu fii patronul ăla. Da, 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 da. Bă, lejereanu, poftim. Da, lejereanu. Fii patronul ăla. Patron, patronaș. Bă, patronaș. Fiecare da, patronașii și are nașul. Și orice patron naș al naș, patronașului și are nănașul. Da. Patronănașul. Ok. Mamă, viu. Cu cât sec ai dat asta să mă. Uși cum trece timpul. Da. Băi, uite mă cum s-a da, făcut ora 8. Parele s-a golit, femeile s-a da, dat.
Șampania. Femeile s-au umplut, parasagurii, femeile s-au umplut. Ia uite, bă, s-a stins și curețul. Bă, pula, gazele s-a luat, căldura nu merge. Hai, asta a fost. Bezi Lejereanu, luați reporfalist de pocăvăzitor.ro, mergeți la Sorolume. Paninaro, că Paninaro a rămas vitreg. Lăsați Sorolume, lăsați Sorolume. Merge, Sorolume merge prea bine. Nu, dar... A rămas de suflet așa Paninaro, adică mergeți a rămas vitreg. Exact, și mergeți la show-uri, la concerte când o să dea drum. Și da. Dacă nu se dă drum, mergeți oricum. Mergeți, mă, oricum, da. Păi ce să mai faceți? Cine Riot cu aia, mă, să vă zic că... Și nu uitați, 5 lei, 5 minute la rotativa de la Romana. Da, rotativ, bă, da. Tare. Ce tare, altfel. Vă mulțumim foarte mult. Macanache în continuare cu geaca pe el. Băieții, ce meșmecheri. Hai că acum dai geaca și mai facem un episod cu acelii. Da. Pac, pac, pe treabă. Mersi mult, frate. Dragoste. Eu vă mulțumesc că a fost să mor. Ce trebuia, chiar aveam nevoie.